Începând de miercuri 19 aprilie 2023, își începe activitatea Serviciul Public Comunic, Tar Local de Evidența a Persoanelor Țicleni. Acesta reprezintă cel de-al 16-lea serviciu înființat în județul Gorj. Este un lucru extrem de benefic pentru cetățenii orașului Țicleni, care nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în orașul Târgu Cărbunești pentru eliberarea actelor de identitate. Din fericire, începând cu data de 16 aprilie 2023, în orașul Țicleni va deveni operațional al 16 la serviciu de evidență din județul Gorj, care va deservi cetățenii din acest oraș, cetățeni care în prezent își confecționează actele de identitate la orașul Cătălui Gărbunești. După operaționarea acestui serviciu, nu vor mai fi nevoie să se deplaseze, ci își vor face actele de identitate la propriul serviciu din orașul Țiclene. Primăria orașului Țiclene a angajat deja personalul care se va ocupa de activitatea din cadrul serviciului de evidență a persoanelor. Mai mult, persoanele cu domiciliul în Țicleni sunt înștiințate că în situația în care au depus sau vor depune până pe data de 18 aprilie cereri pentru eliberarea actului de identitate la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Târgu Cărbunești, își vor ridica tot de la acest serviciu noile acte de identitate. Da, persoanele au fost deja angajate de către primăria orașului Țicleni. După angajare au urmat un curs intensiv atât la noi cât și la Serviciul de Evidență de la Târgu Cărbunești. Au susținut examen pentru obținerea codului de operator. Au promovat acest examen. Am fost de curând la Țicleni. Sediul este operațional, este dotat cu tot ceea ce este nevoie, comunicațiile au fost realizate, se așteaptă cetățenii.